Salutare și bine ați venit la ediția cu numărul 2 a seriei Săptămâna în jocuri, unde vorbim despre ce altceva decât despre jocuri și trecem în revistă noutățile din lumea gamingului. Înainte să pornim, vreau să vă spun că review-ul pentru Horizon Forbidden West apare luni 14 februarie pe canal, așa că ar fi bine să vă abonați. De asemenea, tot săptămâna viitoare voi încerca să public review-uri la două periferice Asus nou nouțe. Este vorba de tastatura din spatele meu, adică Asus Strix Flare 2 Animate și căștile ROG Fusion 500. Lăsați-mi în comentarii dacă aveți curiozități despre aceste produse și voi încerca să răspund la toate. A, și voi adăuga o nouă rubrică acestei serii care se va numi Jocul Românesc al Săptămânii. Asta pentru că avem oameni talentați la noi în țară și al căror opere merită să fie cunoscute de cât mai mulți dintre voi. Să începem! Weekendul care urmează vei putea încerca jocul Riders the Public al Ubisoft pe gratis. Perioada de trial a început pe 10 februarie și ține până pe 14 februarie. Dacă îți plac sporturile extreme și vrei să te dai cu BMX-ul la vale, pe deal atunci poți să dai o tură pentru că e gratis. Jocul gratuit al săptămânii pe Epic Games este Windbound, iar săptămâna viitoare urmează Brothers A Tale of Two Sons. Un joc care s-a bucurat de un oarecare succes în 2013, atunci când a fost lansat. Dacă ți-a plăcut It Takes Two și dorești un joc cooperativ, atunci ar trebui să îți iei acest joc. Poți să-i controlezi pe cei doi frați cu un singur controller sau poți juca alături de un prieten. De asemenea, jocul face parte și dintr-un pachet Humble Bundle numit Fuck Cancer, iar pentru suma de 8,8 euro primești World War Z Aftermath, Dead by Deadlight 3, Payday 2, Magica, Little Nightmares sau Brothers. Poți să plătești și mai mult dacă vrei să susții această cauză. Pe Game Pass au intrat câteva jocuri, printre care Battlefield Bad Company 2, Besiege, The Last Kids on Earth, Skull, The Hero Slayer și Edge of Eternity. Dintre acestea, Besiege este un titlu interesant, un joc unde construiești mașinării de asediu medievale și trebuie să distrugi cetăți. Se ia foarte în serios fizica și poți juca single player sau multiplayer, iar review-urile de pe Steam sunt foarte pozitive. Gibos, Actulu Adventure este un joc video realizat de românii de la Stuck in Attic, care mi-a adus aminte de jocurile clasice adventure ca Broken Sword sau The Monkey Island. Este o poveste despre sectanți, voodoo și o călătorie prin mai multe orașe, inclusiv prin Transilvania. Este o poveste care nu se ia prea în serios, însă nu este realizată nici la boșcălie. Situațiile dramatice sunt tratate cu umor și mi-a făcut plăcere să parcurg povestea cap coadă, Iar finalul este este unul emoționant și enigmatic. Gibos este clasic point and click. Controlezi personajul cu mouse-ul, apoi apeși pe lucruri, să vezi ce sunt, să le iei dacă e cazul și să le combini în inventar ca să obții alte obiecte și tot așa. Nu se inovează aici, dar nici nu simțeam nevoia de așa ceva. Recomand din suflet acest titlu și îl găsiți pe Steam la un preț de 20 de euro, iar eu cred că merită. De asemenea, dacă doriți să aflați mai multe despre povestea studioului, atunci o puteți citi pe startup.ro. Veste tristă pentru fanii cloud gaming-ului, Deoarece se pare că Google nu prea mai pune accent pe Stadia și se pare că nu vor mai depune eforturi prea mari pentru a atrage jocuri pe platformă, ci mai degrabă caută companii pentru care să creeze experiențe și jocuri. Practic, ei acum vor ca alte companii să le folosească platforma și infrastructura, ceea ce este o veste proastă pentru gameri. Totuși, deocamdată nu este nimic oficial și stadia funcționează normal, însă când auzi astfel de vești, parcă nu prea îți vine să mai cumperi jocuri pe platformă. CD Projekt Red pregătește un nou joc în universul The Witcher, însă, din păcate, nu este vorba de The Witcher 4, ci despre un joc single player standalone de tip Gwent. Gwent a pornit ca un mini joculeț în The Witcher 3, apoi a evoluat într un titlu multiplayer și în 2018 a venit titlul The Witcher Tales: Thronebreaker. Acest nou joc nu are nume și este cunoscut deocamdată sub denumirea Project Golden Necker. Pavel Burza de la CD Projekt Red a spus că nu este un alt joc The Witcher Tales, ci este ceva diferit. Ne propunem să oferim un single player captivant pentru jucătorii care îl preferă în locul Guentului competitiv multiplayer. Vom vedea în ce direcție se dezvoltă și este posibil ca jocul să se lanseze în acest an. Atomic Heart, acel joc rusesc impresionant care a fost anunțat prin 2018, a mai primit un trailer la fel de impresionant, Dat și spectaculos ca și cele din trecut, însă de data aceasta vine și cu o promisiune de lansare undeva între septembrie și decembrie 2022. Este clar că jocul are o doză mare de inspirație Bioshock, însă nu copiază și vine cu un art style interesant și cu un combat destul de dinamic. Acest trailer este și primul cu voice acting în limba engleză și din păcate nu sună prea bine și nici nu arată prea bine lipsing fiind dubios. Cu toate acestea eu sunt curios și aștept să văd mai multe din partea studioului rusesc Mandfish. Activision Blizzard lucrează în prezent la trei jocuri Call of Duty. Se presupune că Infinity World lucrează la o continuare a jocului Modern Warfare din 2019, 3 iar dezvoltă un nou joc iar o continuare a Warzone este de asemenea în lucru. Iar Warzone 2 ar putea fi anunțat chiar astăzi, 11 februarie, însă până la ora înregistrării acestui video nu a fost anunțat nimic oficial. Se pare că Warzone 2 ar veni odată cu Modern Warfare 2, însă nu știm exact dacă cele două titluri se vor lansa în aceea zi. Rămânem în zona de anunțuri de jocuri și Telltale, studioul care a intrat în faliment apoi a fost salvat, a anunțat jocul The Wolf Among Us 2. Iar eu nu pot decât să mă bucur, deoarece The Wolf Among Us este printre preferatele mele de la ei. Acest trailer ne prezintă viața protagonistului Big B. Wolf, detectiv particular și vârcolac ce navighează lumea disfuncțională a basmelor. The Wolf Among Us este bazat pe seria de benzi desenate Fables, iar acțiunea are loc în cartierul new yorkez Fable Town. Din păcate, jocul nu vine anul acesta, ci în 2023. Se pare că a venit momentul când AI-ul ne face de rușine și ne strigă că suntem nubi, cel puțin în Gran Turismo Sport. Sony AI împreună cu Polyphony Digital și Sony Interactive Entertainment au anunțat Gran Turismo Sophie, prima entitate AI superumană care îi poate întrece pe cei mai buni șoferi din lume în simulatorul de curse Gran Turismo Sport. GT Sophie are ca scop oferirea de noi experiențe de gaming bazate pe AI jucătorilor din întreaga lume. GT Sophie a fost antrenat să perfecționeze următoarele abilități de condus necesare pentru a concura cu cei mai buni șoferi din lume, chiar la nivel competițional. Iar într-o competiție din octombrie, AI-ul a reușit să învingă o echipă de șoferi umani compusă din campion Gran Turismo Sport. Va fi interesant cum se va manifesta acest model AI în alte jocuri sau dacă va putea fi folosit pentru a îmbunătăți mașinile autonome. Trecem la Ubisoft și se pare că legenda, pentru că asta a devenit între timp, Beyond Good and Evil 2 se pare că se află încă în preproducție. Da, preproducție, după 5 ani de development. Primele informații despre joc au apărut tocmai în 2008, apoi la aproape un deceniu distanță la E3 2017, jocul a fost dezvăluit, apoi iar s-a așternut liniștea. În iulie 2021, cei de la Ubisoft au zis că e prea devreme să vorbească despre joc, iar acum cei de la Bloomberg ne spun că jocul este încă în preproducție. Adică vor mai trece cel puțin 3 ani până când jocul se vadă lumina zilei. Ubisoft a dezvăluit Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok într-o sesiune hands-off, unde ne-a arătat la ce să ne așteptăm de la următoarea aventură din serie. Dawn of Ragnarok este o aventură de 35 de ore care aduce schimbări importante seriei. În acest expansion joci cu Odin și ai acces la abilitățile sale mitice. Dawn of Ragnarok este menit să fie un conținut endgame pentru cei care au trecut prin aventura lui Eivor, dar jucătorii noi pot primi o creștere temporară a puterii și a echipamentului dacă doresc să intre mai repede în Dawn of Ragnarok. Arată destul de mișto și se lansează pe 10 martie. Rămânem în ograda Ubisoft și la următorul joc din seria Assassin's Creed. Acesta are nume de cod RIFT și vom juca cu Basim, personajul introdus în Valhalla. RIFT este un titlu cu o acțiune mai redusă comparativ cu cele mai recente titluri Assassin's Creed și se pare că se va concentra mai mult pe stealth. Acest joc ar fi pornit ca un expansion pentru Valhalla și s-a dezvoltat între timp într-un titlu de sine stătător. Acesta s-ar lansa cândva spre finalul acestui an sau în 2023 și ar trebui să fie un fel de aperitiv pentru gamerii care așteaptă Assassin's Creed Infinity. Următorul mare joc din serie ce va fi unul de tip live service. Rockstar continuă să rupă recorduri cu Grand Theft Auto 5 și a anunțat că a vândut 160 de milioane de copii de la lansarea din 2013. În același timp, franciza se bucură de un enorm succes vânzând peste 370 de milioane de copii. Take Two s-a lăudat că GTA 5 a ajuns la vânzări de 1 miliard de dolari mai repede decât orice alt produs de divertisment, indiferent că e vorba de jocuri sau de altă industrie din istorie. Și tot pentru prima dată în istorie, Take Two a confirmat că GTA 6 se află în stadiu de dezvoltare. Era de bănuit, iar faptul că au confirmat oficial înseamnă că poate vedem ceva mai concret anul acesta, poate un trailer, cu o lansare poate în 2023. Și în săptămâna asta vorbim despre Battlefield 2042, însă veștile nu sunt pozitive. Jocul a dezamăgit atât de mult, pe atât de multă lume, încât aproape 120.000 de oameni au semnat o petiție în care cer bani înapoi pe motivul că EA a făcut false advertising și că jocul nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Sigur, această petiție este degeaba, dar nu dă bine pentru EA și DICE când astfel de lucruri ajung subiect de știre. Consola portabilă a Valve Steam Deck se lansează pe 25 februarie și avem deja primele impresii despre aceasta de la câțiva YouTuber precum Linus Tech Tips sau Gamers Nexus. Se pare că Steam Deck este cam ceea ce a promis Valve, iar consola oferă o performanță bună și o autonomie satisfăcătoare. Totuși, vom afla mai multe la review-urile finale. Trecem în lumea filmelor bazate pe jocuri, și Tom Holland, Nathan Drake în filmul Uncharted, care se lansează pe. 18 februarie, ar dori să facă o adaptare live action a jocurilor Jack and Daxter, în care el ar juca rolul lui Jack. Să vedem cum e filmul Uncharted, apoi ne gândim dacă mai vrem un film bazat pe jocuri video cu Tom Holland. Săptămâna care a trecut ne-a onorat cu câteva titluri bune, precum Oli Oli World, care a primit recenzii bune și se pare că este un joc destul de fun. Dar și Sifu, un titlu care s-a bucurat și el de aprecierea criticilor și a obținut note destul de bune. Are 80 pe Metacritic și 81% din critici de pe Open Critic îl recomandă. Eu acum sunt ocupat cu Dying Light 2 și este destul de fan cu segmente de parcurs și de luptă foarte fluide și distractive, însă cu un voice acting îndoielnic și o poveste slăbuță. De astăzi este disponibil și MMORPG-ul Lost Ark, pe care sunt curios să-l încerc de dragul zilelor bune de prin World of Warcraft și Guild Wars 2. A prins bine la critici, cu 81 de puncte pe Metacritic și 94% din critici de pe OpenCritic Critic îl recomandă. Rumbleverse este un nou joc gratuit de tip Brawler Royal, cu 40 de persoane, unde toată lumea se bate cu toată lumea, oricine poate fi campion. Îți alegi un campion, îl personalizezi, apoi ești aruncat într-o arenă uriașă în care te lupți cu toată lumea dobândește arme și upgrade-uri, iar la final cel care rămâne ultimul în picioare câștigă. Rumbleverse se lansează pe 12 februarie pe Epic Game Store, apoi pe 15 februarie pe PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X și S și Xbox One. Până săptămâna viitoare, când o să ne revedem, se va lansa și Total War Warhammer 3 pe 17 februarie, pe care vreau să-l încerc, mai ales că va fi disponibil din ziua lansării și pe Game Pass. Iar pe 18 februarie se lansează oficial și Horizon Forbidden West, al cărui review o să-l vedeți luni pe 14 februarie. Cam atât pentru săptămâna asta, mulțumesc că m-ați urmărit și spor la joacă!